Consiliul Local județul Bacău, întâlnită astăzi, 30 septembrie 2016, este de legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 13 consilieri, dintr-un total de 15. Întârzie domnii consilieri Mucoi Dorinel Valentin și Costia Dan. Da? Ședința este legal constituită, putem începe. Domnul președinte, este domnul consilier Lumu Nicolae, conform înțelegerea anterioare. Deci nu mai este necesar să supunem la vot, pentru că nu ați aprobat la momentul respectiv să ne pun lucrurile de ședință. Mulțumesc, domnul președinte. Da, da, da. Mulțumesc, domnul secretar. E vorba de un singur proiect de hotărâre, e vorba de... Cum? Matarea. Procesul verbal așa cum... V-ați uitat în procesul verbal al ședinței anterioare? Sunt elemente de adăugat. Dar sunteți de acord cu el, dar nu mă uitam. Da, da, da. Bun, atunci, supunem la vot. Cine este pentru? Așa? Domnul Zahorneanu Dan s-a abținut că nu a participat la ședința anterioară. Da, asta e. Deci avem un singur proiect. Rectificarea bugetului. În legătură cu acest proiect, înainte de a intra în ordine de zi, rugăm pe domnul primar să ne mai spună ceva, dacă are de spus. Cine este pentru acest punct de pe ordine de zi? Cine este pentru? În ce sfârșit votul pentru? 13 voturi pentru au fost aprobat în ordine de zi. Acum începem trecem. Da. Da, mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar, domnule viceprimar, domnilor consilieri, bine ne-am întâlnit la ședința ordinară din luna septembrie. Am lăsat așa mai la coadă, mai în ultima zi, pentru că au fost alte activități care le-am desfășurat în această lună. Nici nu prea avem o abundență de colegi pe ordinea de zi, este doar unul singur. Da, destul de important. De la ultima ședință și până astăzi, am desfășurat o serie de activități specifice administrației publice locale, o serie de lucrări, de reparații la drumurile comunale afectate de inundații. Lucrările sunt în desfășurare, dar sunt și anumite probleme. Iar astăzi, din păcate, de ieri a apărut o avarie la alimentarea cu apă care a făcut să se blocheze întreg sistemul și cred eu că un minim două zile vom avea probleme cu alimentarea cu apă. Undeva în zona Bălăneasa la intersecție, pe coloana de abducțiune s-a produs o fisură, probabil din cauza traficului greu, acolo e o subtraversare și a apărut această fisură. Echipa lucrează acolo cu o echipă mixtă, adică angajați ai primăriei, cât și de la societatea care are de lucrat efectuarea lucrărilor de reparație. Sper eu să, cât mai urgent, să se rezolve această treabă, această problemă. Au continuat lucrările cu de întreținere sau, eu știu, de curățare a albiilor, a drumurilor, lucrări conduse de domnul viceprimar și de angajatul de la Protecția Mediului, în zona Poiana, în zona Scăriga, Cumbezi, Bălăneasa. Am curățat podurile, le-am vopsit, am văzut că adică schimbări cât de cât fața. Mai sunt. Și mai sunt lucrări de continuă. Din păcate, veștile mai puțin bune continuă să apară, dar ele vor avea totuși o rezolvare. Nu cred că într-un viitor îndepărtat, ci într-un viitor apropiat. M-aș referi aici la proiectul de modernizare a drumurilor de interes comunal în Comuna Liber, județul Bacău, inclus la finanțare prin PNDL. Am primit două notificări de la Ministerul Dezvoltării Regionale, una în data de 14.9 și una în data de 29.9, prin care ne anunță Ministerul că pe anul 2016 au
că am fost finalizat, adică au fost folosiți banii bugetați pentru anul acesta. Prin urmare, ne notifică pe toți beneficiarii acestor contracte, adică notifică beneficiarii contractelor de finanțare, trebuie să le unul cu privire la data limită până la care acestea mai pot depune solicitări de transferuri, data limită fiind considerată data la care solicitarea de transfer s-a înregistrat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Așadar, data până la care putea fi depusă solicitarea și situația de plată ar fi fost 19.09.2016 la Ministerul Dezvoltării și Administrației. Deci, am avut acea problemă cu expertiza care a fost comandată și cu ordinul de sistare a lucrărilor de către ISC. Deci, în momentul de față, lucrările la drumul la modernizarea drumului sunt sistate până în luna martie 2017. De aceea spun că ele vor fi finalizate. Contractul nostru de finanțare se întinde până la sfârșitul anului 2017. Din păcate, nu sunt mulțumit nici eu și cred că nici nimeni altcineva din această instituție de modul în care s-au derulat lucrările acolo. Din păcate, așa se întâmplă când se subcontractează lucrarea. Deci, ca să nu e bine să cunoașteți dumneavoastră situația reală, nu avem nimic de ascuns. Antreprenorul care a executat lucrarea, a executat lucrări în valoare de 3 miliarde și ceva, a emis factura. Firma mama a încasat bănuții, dar la firma care a executat lucrări n-a ajuns niciun bani. Din motivul acesta, oamenii nu prea i-au mai tras inima să mai vină la muncă. Am făcut notificări către societatea de la București, societatea care a câștigat licitația. Dacă nu se va rezolva problema, sigur, în perioada următoare vom proceda cu contractului pe care îl avem la rezilierea contractului cu ei și vom face o nouă procedură de achiziții pe diferența de lucrări care a rămas la de executat. În păcate, primul România și ne ocupă timpul și astfel de evenimente. Nu toate societățile sunt serioase. Da, eu sper că se va rezolva această problemă și sigur se va rezolva, pentru că unde e lege, noi nu-i tocmeată. Dar, din păcate, până atunci avem noi de suferit, comunitatea și cetățenii care și-au pus încrederea în noi. Am avut discuții și săptămâna următoare vom face o repasare până la București, domnul viceprimar, din nou la Ministerul Energiei pentru deblocarea proiectul de alimentare cu gaze și acest proiect merge cu încetinitorul, nu din vina noastră, nu din vina societății, adică a Vestii Gazului. Dosarele stau pe masa unui ministru secretar de stat, care nu știu cu ce se ocupă, numai cu avizarea acestor documente nu se ocupă, că din ultima discuție telefonică pe care am avut-o spunea că sunt 600 de dosare. La fel ca noi, singura posibilitate pe care putea să o facă secretarul acolo, să ia dosarul nostru un pic mai deasupra. Să nu fie chiar al 600 de asemenea. Pentru că domnul ministru, cum vă spun, domnul ministru secretar de stat, o să-i dau și numele aici, chiar dacă ești înregistrat pe ședința, domnul Aristotel Judec, da? M-a tot ocolit. Am fost și la București, nu l-am găsit. Am lăsat o solicitare acolo, am vorbit telefonic, a spus că mă sună. Din păcate, am crezut într-un guvern tehnocrat. Vă spun, am crezut că dacă sunt fără păvări politice, vor face treaba, dar se pare că nu. O să încercăm altă variantă, împreună cu domnul viceprimar, ne-am pus de acord, săptămâna viitoare vom face o vizită până la București, să vedem stadiul acestui proiect. Bineînțeles, în echipă cu cei de la Vestii Gaz, care așteaptă și au tot interesul să se rezolve această problemă. Da, cam astea sunt lucrurile. Am spus, mai sunt și altele, nu are rost să le urmăm cu toate. Au fost întâlniri. Am avut un eveniment plăcut și chiar, sincer, am rămas surprins. Și îmi pare rău că a fost organizat în scurt timp, așa și nu a fost medializat de ajuns, dar cred eu că cea de-a doua ediție va avea un răsunet și mai mare. Adică să facem și astfel de activități și altfel de activități în comuna noastră. Am organizat aici cu sprijinul domnului viceprimar
gală de box, da? De junior, o gală amicală, dar care, până la urmă, a avut un răsunet destul de mare, pentru că au fost prezența aici atât de echipe din Onești, Bacău, chiar și la Piatra Neamț, și se dorește a fi un început. Mai rău, vreau avem sportiv, da? Tocmai acesta a fost motivul de a selecta. Există posibilitatea să se colaboreze cu antrenorii care au fost aici. Dacă nu le oferi astfel de acțiuni, nu ai posibilitatea să descoperi acești copii. Sunt lucruri care, pic cu pic, se face ploaie. Nu cred că vom fi, sau eu știu, dacă vom reuși noi să facem ceva, va fi extraordinar, dar... La nivel de țară e problemă, nu la nivelul nostru. Da? Oamenii au fost foarte entuziasmați, antrenorii au fost foarte mulțumiți. Ceea ce am făcut aici, spuneau ei că sunt orașe care n-au reușit să organizeze așa ceva. Pe această cale vreau să mulțumesc sponsorului principal care a fost, pentru că, la urmă, nu puteam organiza așa ceva noi. Că noi n-am implicat nicio cheltuială, adică am cumpărat din sume proprii niște medalii și niște diplome. În rest, toată cheltuiala a fost a sponsorului oficial și putem să-i dăm numele, Nevila, da? Care a oferit câte un voucher, în valoare de 52 fiecărui sportiv și masă tuturor sportivilor și antrenorilor care au fost prezenți. Da. Domnul Vicecumat, dacă are ceva de completat? Da, eu ce vreau să completez după ce vorbim dumneavoastră și aveți un stil de a vorbi foarte frumos. A fost o lună cu un efort care l-am susținut și căutăm să-l susținem în continuare. Sunt lucrări care trebuie să făcute. Sunt lucrări care ne pregătim pentru perioada de iarnă. Aici am spus și domnul primar, am avut niște lucrări la poduri, am căutat să le vopsim, să le așezăm într-o formă care totuși să arate că suntem preocupați și nu numai. Am avut probleme astea cu apa, în care sperăm să le rezolvăm cât mai rapid. Igienizarea zonelor, apăraiilor, în care s-au implicat și persoanele care au fost social. Da, sper că o să continuăm cu lucrările, iar problema care a spus domnul primar cu deplasarea noastră la București sperăm să fie și o reușită de data asta. Să putem folosi și noi gazul, care este foarte necesar și atât de mult așteptat. Da. Eu cam atât am vrut să vă spun. Da, mulțumim, domnule vicepremier. Mai multe discuții. Dacă doriți, dacă aveți întrebări, vă puteți. Dar de tot suntem la subiectul ăsta cu drumul, cu cei și nu știu de acolo. Deci au fost 2 luni de zile de când a cerut pilar în Bălănea asta. Stă în mijlocul drumului și nu face nimeni nimic. Da, e greu de acces, e foarte dificil. Deci acel utilaj nu l-a abandonat nimeni acolo în drum. Din păcate s-a defectat, a încercat un lucru macara să tragă, l-a tras un pic, nu putea să lea prin rețeaua din alt acolo, dar zilele astea am discutat și ieri am discutat cu patronul, o să vină să monteze motorul este dat jos, este în hală la el, repară, eu greșit de 2 ori, eu trimis pistoane și nu știu ce îmi spunea, că le-au trimis greșit, așa. Acum eu trimis tot ce trebuie, îl monta, săptămâna viitoare vine și cu cheie și continuu lucrările, pentru că el nu i-a pus acolo doar să ne închinăm la el sau după ei, sunt un contract de executat la lucrări. Vă dați seama, e foarte dificil de acces la știință. Știu, sunt probleme acolo cu circulația, cu microbuzul școlar, nu poate trece mai sus și nu numai, ferească Dumnezeu și de altceva. Da. Da. Eu sper ca săptămâna viitoare să vină să se ridice acel utilaj de acolo și să... Alta, pentru mai mult, că măcar să le ia din drum de acolo, să nu mai... Deci o încercat să vină să tragă cu ceva, atât o putut, să o lua decizia de reparare. Motorul vine și pune motorul și... Eu sper săptămâna viitoare să deja să... Continuă lucrările. Da. 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 Da
referitor la defecțiunile din instalația de apă a comunei. Eu îmi pun întrebare. Ce fel de instalație a făcut Ronganu? Că se sparg conductele chiar și în perioada din primul an. Ce fel de lucrare s-a făcut? Deși s-a făcut recepția. Sigur, comisia a făcut recepția, o primit. Dar dacă instalația veche e instalația veche a comunei, făcută în 1966, nu s-o spart niciodată. Și-o durat zeci de ani. Ori asta s-a defectat și defectat să vedea. Nu știu, într-adevăr, are primăria în cazul și are cei care se ocupă problema. Ce fel de instalație a făcut? Trebuia tras la răspundere. Nu se semnăm actele și să facem un fel de... Ba, bun, în sfârșit. Iar subiectul 2 care vreau să abordez, nu guvernul tehnocrat este că noi am ajuns cu gazele naturale după 24 de ani, tot cu dosarul înapoi la minister. Nu. Este vina celui care a câștigat licitația și o vină are și puterea locală pentru că nu a monitorizat timpul. Când ne-a pus cu bol. Că banii cu pașii, că nu știu ce, o pe centrală, o lasă centrală, pe care nu mai venit. Deci aceasta este, eu te vă dau un exemplu, lipsă de interes, pentru că Seca și Florin și-au pus gaze naturale în 30 de zile. Iată o singură persoană cu picioare pe pământ a putut să depășească atâtea obstacole care noi din 24 de ani nici acum nu le-am depășit. Este o rușine că am început să facem, să dăm bate în veș dacă vom pune gaz la reverse. Și după 24 de ani pomenim că am pus seaba, am scos seaba, am pus centrală și stăm cu conductele goale. O să vină peste 2, 3, 5 ani, nu să știu, așa cum spune domnul primar, că stă pe masa ministrului nesemnat, că stă acolo, să prindă un cedar, da? O să-i pomenim că sunt urtii conductele, că stau goale, că m-au motivat și data trecută de o scos conductele. Și iată așa să bate bază pasul pe loc și să cheltuiesc miliarde și ducem oamenii cu vorba. Îmi pare foarte rău că am ajuns într-o așa situație. Băsăneile astea sunt comune și chiar lui Tuzu, care trece, care e așezat, după cum știți, printre munți. Vin copacii la vale pe zăpadă singur. Au gaze naturale. Iar noi care am terminat și pădurile, nu avem gaze naturale. Și cred eu, din cele petrecute până acum, că nu o să avem, nu este 24 de ani de acum, cu așa persoane, nu o să avem gaze naturale. Atât a fost intervenția. Vă rog să-mi permiteți. Cei care au câștigat licitația în primul rând și puterea locală, că nu e monitorizat. Haideți să vă dau răspuns. Sigur, În ceea ce privește alimentarea cu gaze, conducta trece la un metru și ceva pe sub pământul lungul și nu, indiferent ce comisii de excepție ar fi fost, doar dacă era supra oameni sau știu că... La zile sau nu, la apă. Nu, eu cred că lucrarea a fost executată conform proiectului și nu are fost să facem părerea discuții. Ce spuneți dumneavoastră legat de alimentarea veche, aia de SB 140 de familii, 140 de branșamente cum ar vedeți, asta de SB este numai la ora actuală, sunt peste 800, da? Dacă ar fi să vă spunem, presiunea este alta, volumul de apă este altul, este un volum de cel puțin 300 de metri cub care se consumă zilnic în comuna Reveza, astea sunt probate și sunt măsurate conform apometrilor. Dar nu mă rătăriți, de ce se sparge? Nu, se sparge datorită presiunii, datorită faptului că această conductă este de material plastic conductă, din materialele astea noi, ele sunt electrosudate, da? Datorită traficului la drumul național sau când se întâmplă că era drumul stricat la Brăjoaia, când trece un tir de la încălcat cu lemnii, bate cu roata în gaură la respectivă acolo. Și asta se întâmplă și la Bărăneasă. Deci, drumul ăsta național, haideți să ne luăm și de asta, dacă vrei să spun, arată ca după bombardamentul din 1944, da? Și trecând atâtea mașini, automat acea conductă începe să joace. Și la un moment dat, 4 miliarde de mașini se bate drumul din Reveza. Nu este neapărat. Nu putem, după 4-5 ani de zile, să tragem tot din firma care a existat. Nu am nimic cu firma. Dar de ce nu pățesc așa ceva și alte comuni? Dar pățesc, toate comuni pățesc. Dar de ce nu pățesc? Gândiți-vă că Bacău a stat aproape
o săptămână jumătate fără apă și parcă uite oraș, da? Unește în fiecare săptămână. Dar o reveche nu are doar. Dom'le, s-a făcut instalații nouă și aici s-au făcut aducerii nouă și la aia nu e probleme. Nu știu de celor care fac și greșit. Iar în ceea ce privește alimentarea cu gaze, eu sper că se va rezolva o dată pentru totdeauna. Credem că... O da! Nu. Lumea trebuie să înțeleagă și oamenii comunale, locuitorii comunale diverse să înțeleagă că noi nu am investit, cel puțin de când am venit eu la primărie, aici nu, din partea comunii, din banii comunii, nu am investit un leu în alimentarea. Și nu se înțeleagă că se trebuie prin banii comunii. Cei care au venit să facă instalații de gaze au făcut-o pe banii lor. Ei au concesionat înființarea acestui serviciu. Și nu sunt, dar nu știu dacă le convine ca cineva să investească câteva miliarde de lei și să nu reușească să facă lucrarea până la capăt. Deci să nu se înțeleagă că noi nu am cheltuit niciun leuț, ei au interes la fel de mult ca și noi. Noi, ca și beneficiari finale, avem interesul de a face alimentarea asta cu gaze funcțională, dar bineînțeles și ei vor să-și vândă gaze. Eu nu fac o instalație de gaze cu gaze. Din păcate, nu știu. La minister, la minister e o problemă. Nu mai vor să avizeze așa ușor, realitățile mici, nu ceva se întâmplă. E clar, e clar. Eu sper să se rezolve și sigur se va rezolva. Nici sigur se va rezolva. Dacă ai spus-o acum, domnule, a spus acum că nu au interes la comunii mici. Noi suntem comunii mici. Nu știu, așa mi-au dat mie de înțeles și între la minister. Trebuie să vedem cu ochii noștri ceea ce se întâmplă. Îi pasă în sobe, domnule. Ne-a fumat. Suntem europeni. Suntem europeni, nu se întâlnește gunoaie. Aici suntem europeni cu gunoaie, dar cu alimentarea nu. Noi suntem în foc. Vom fi europeni cu putoare. Dar cu curătare și... În stil românesc. Dar încercăm să le facem acum, că la iadă să fie și mai rău. Atunci nu este să le vezi la oameni cu contribuire cu tare. Nu e ce scrie. La oameni. La oameni. La oameni. Nu a apărut problema asta. S-a mai întâmplat o singură dată, tot în zona aia. Probabil sucurile astea plastice se desfac. Nu știu. Asta v-am apărut la cunoștință. Să punim niște valuri speciale pentru ora sucuri. E clar, ai tonajul. Să nu mai... Stă dar toată ziua pe aici și tot nu respectă lumea. Acum ce să stăm noi ce să facem? Păi ce să facem? Să stăm noi ce să punem? Respectarea orașului pe domnul european? Nu. Dar nu ține de noi. Domnul secundar. Deci ține de ce ne adere, drumurile trebuie să-și regleze. Dar atunci când au soldat țeava numai cu încălzire și presare, trebuia să-i pună și mai ușor în prezent. Oamenii au executat conform proiectului, haideți să nu ne dăm răștiți de aici specialiști. Da, haideți să mergem mai spune. O fost niște specialiști, o făcut acolo, o greșit să răspundi, să fac. Arma doi care... Bun. Trecem la ordine de zi, domnilor. Sunteți de acord? Da. Da. Să ne spună cheltuirea banilor și pentru ce sunt debiți.
Da, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Universitate anul 2016. Nu e vorba de nici de o rectificare interioară, nici de o sumă publică la dispoziția primarului. Mai mult de atât sunt două... Este hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 135, pe 31.08.2016. 31.08.2016. A 8-a fost hotărârea Consiliului Județean pe care s-a repartizat. Poftim? Iulie și august. Sunt postate. Da? Nu sunt postate de iulie și august la tine. Acum, în momentul ăsta. Da, haideți să treci așa, spuneți tot ce am spus. Vă rog. Iulie și august. Da, deci s-a repartizat comunei Livez pentru cele trei cazuri, pentru cele trei persoane beneficiare, conform acestei hotărâri, avem în comuna Livez trei copii cu cerințe educative speciale, iar conform hotărârii Consiliului Județean, aceste persoane beneficiază de o alocație zilnică de hrană, rechizite școlare și îmbrăcăminte pus încălțăminte. Putem spune care sunt și persoane beneficiare, ca să se știe, Ienița, Aura, Valentina. Suma de care beneficiază este 2.000 de lei, adică 28 de milioane, asta pe un an școlar, da? Nu pe lună. A Petri Eduard Andrei cu suma de 3.65.000 lei. Coacă Claudia Elena cu suma de 3.65.000 lei. Acestea sunt sumele pe care le-am în casa anului școlar 2016-2015, în sprijin cu doar ta dimensiunea a intrat în bugetul. Da, acești bani, de fapt, trec pe la noi, merg în la școală, da? Către coordonatorul de credit de terțial de la școala gimnazială de viață. Iar conform adresei 2124-26-2016, de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice, s-a repartizat din sumele de parcare în taxa pe valoare adăugată, suma de 56.000 lei, pentru aplicarea prevederilor legii 85-2016, da? Aici spune clar în adresa respectivă pentru ce au fost repartizați acești bănuți. Deci, sume de facturate din taxa de valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, cont 11.020.02, pentru finanțarea drepturilor prevăzute de legea 85-2016 și a restanțelor dacă rente titlurilor executorice puteau fi plătite până la data de 31.12.2015 din unitățile de învățământ pe Universitate de Stat din care. Total sume pentru aplicare legii numărul 85, 5% din valoarea diferențelor salariale pentru personalul didactic căruia, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu i s-a acordat diferențele salariale și pentru persoanele din personalul didactic care se pensionează după data intrării în vigoare a legii 85-2016. Și aici s-a repartizat 10.000 lei din totalul de 56, iar suma de 46.000 de lei, sume pentru plata drepturilor personalului didactic pensionat, care este îndreptățit să primească diferențe salariale pentru perioada octombrie 2008, 13 mai 2011. Și sume de plată pentru plata restanțelor la prevenire timpului executorice trebuie plătite până la 31.12.2015 potrivit legi. Deci pe aceste sume este vorba în prezentarea oficială. Da? Propun Consiliul Local al Comunei Livez, adoptarea proiectului de hotărâre. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Livez aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Livez, Județul Bacău, pe anul 2016, astfel. Conform hotărârii Consiliului Județean numărul 131 din 38-2016, s-a repartizat Comunei Livez pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educative speciale, suma de 10.000 lei pentru asigurarea drepturilor la locația zilnică de hrană, la rechizite școlare, la îmbrăcăminte și încălțăminte. Se influențează contul de venituri 43.02.30, iar la cheltuieli contul 65.02.57. Conform adresei numărul 2124-26-2016, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, s-a repartizat din sumele de facturate în taxa pe valoare adăugată, suma de 56.000 lei, pentru aplicarea prevederilor legii 85-2016, influențarea este asupra contului de venituri 11.02.02 și cheltuieli 65.02.10. Articolul 2. Hotărârea se adoptă
adoptată, va fi comunicată instituției prefecturii, administrația județene a finanțelor publice și primarul Comunei Lăveț. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul Comunei Lăveț. Da. Asta. Sunt trei persoane sau două? Sunt trei persoane. 28 din care? Nu, am fost 28 de una. Da, ceva 3-6. Când mi-ați spus că e vorba de 28 persoane, celelalte am spus că de 3-6. Mai puțin. Celelalte mai mult. Scrie, mă aveți în sumă respectivă. Bun. Deci, sunt înscrieri la ordine, la acest subiect? Comisie. Comisie. Dacă nu sunt înscrieri, atunci întrebăm comisie. Comisia nu? Comisia nu vă rog favorabil. Comisia nu vă rog. Și trei. Comisia asta o supune la urmă, domnul președinte. Da. Cine este prezent? Domnul președinte, cu 14 voturi pentru, a fost aprobat acest proiect de hotărâre. Bună ridicare, domnule. Da. Într-adevăr, nu știe, este informat. Nu să știi cum funcționează. Facem așa. Avem o procedură pe care domnul președinte, dar asta vreau să știți pe toate, pe toate președinte, să știți pe toate. Adesea, cum este sănătatea învățământ, sigur, cum să nu știu. Trebuia să știu. Este o procedură pe care noi înaintăm bugetul la Finanță, la Direcția de Finanțe, o vizează și pe baza unei adrese, unei proceduri în care se face între noi, acești bani deja, intră deja în contul lor, în contul la care școala are acces, contul 65. Da, așa e. Nu mai avem noi treabă cu ei. Este reclamizat, este dat, doar că ei nu pot face nici o mișcare fără hotărârea Consiliului Local. Dar hotărârea Consiliului Local, dar cred că trebuia să știe. Deci va fi utilizați acești bani, trebuie neapărat. Vă informați, domnul președinte, am făcut parte din Comisia de Învățământ, dar fiți sigur că domnul director știe toate lucrurile astea. Dar numai că a venit la noi, deci da, cam asta. Cam asta. Din punctul meu de vedere, cam asta a fost ședința. Astăzi vă mulțumesc pentru prezență. Dacă mai sunt. Ședința o închid eu, numai. Nu, eu nu mă Și de la ședința închisă. Dar și pentru locul respectiv.